ei sunt destul de mândri, destul de bucuroși cu privire la mâncarea lor tradițională. Și pe mine lucrul ăsta mă face să râd. Hai, salut și bine v-am găsit în acest filmuț! Astăzi m-am gândit să vorbim despre 10 diferențe între România și Anglia pe care eu le-am observat pentru toți cei care sunteți interesați să aflați și nu ați mai fost aici. Să începem! Numărul 1. În Anglia, spre deosebire de România, predomină casele în loc de blocuri. În orașele mai mari, cum ar veni Londra, Birmingham, Manchester, se găsesc și blocuri, de obicei blocuri turni, la marginea orașului, dar în cartierele din oraș, tot ca să o să găsiți. În ultimii 8 ani de zile de când am venit aici, am stat numai la casă și mai am nostalgia aia, pentru că îți dai seama, am crescut la bloc și am copilărit la bloc. Mi se dor să mai urc un lift, să mai urc scările, să mai cer cu baba de la 2. Nu știu, am așa un sentiment de nostalgie, dar sunt convinsă că după o săptămână în stat la bloc, mi-aș dori să mă întorc la mine acasă, pentru că la casă ești înconjurat de verdeață, poți să ieși în pijama în grădină dacă vrei, la aer deschizi ușa și dai cu nasul de verdeață. În orice caz, m-am obișnuit așa și mi se pare mult mai bine și mult mai confortabil. Numărul 2. Spre deosebire de România, aici, fraților, oamenii stau la cozi. Deci am stat în 8 ani de zile la cozi cum n-am stat o viață întreagă până atunci. Am stat la cozi în situații în care nici nu mă așteptam să stau la cozi. Dom'le, stai la coadă, să stai la coadă la toaleta publică, la autobuz, să stunzi părul când nu ai programare. Când spun că stau la coadă, ei chiar stau la coadă. Asta nu înseamnă că bătrânica 5 oameni mai în spate îți dă cu punga în cap și își face loc cu coatele să treacă mai în față. Nu! Ești la coadă, dacă ți se permite să treci în față, treci în față, dacă nu, coada se respectă. Nu respecti coada, îți iei niște priviri mâncați și când vii acasă ai frigiderul plin de carne. Numărul 3. Aici, spre deosebire de România, dacă vrei să te duci să vizitezi un prieten sau dacă vrei să te duci să vizitezi un membru al familiei, nu te duci la el acasă și dai buzna. Aici trebuie să suni, să anunți, să vezi dacă vrea să fie vizitat. Asta în cel mai bun caz, pentru că de obicei sun cu o săptămână, două înainte, a, ești disponibil weekendul viitor să ne întâlnim, vii tu la mine sau vin eu la tine, deci e un mare aranjament. La noi în România, din câte țin eu minte, frate, venea mama, venea tata, surmea, fratelui, veneau, băteau la ușă și intrau, adică nu era o problemă. Dacă erau într-o zi bună, băteau la ușă, că de obicei intrau direct. Mai veneau și prieteni când vroiau, îi băteau la ușă. Aici nu e așa și acum să nu-mi spuneți că s-a schimbat situația pentru că sunt telefoane mobile și că de ce nu sună mama, tata înainte să vadă dacă sunt acasă. Pentru că la ei aici a fost dintotdeauna așa. Ei aici, iarăși generalizez, dar în marea majoritate a lor, nu sunt atât de apropiați de familie încât să meargă fără să sune sau fără să anunțe. Numărul 4. Aici, spre deosebire de România, și acum știu că s-au mai schimbat lucrurile și în România, dar aici toată lumea conduce, că ai carnet, că nu ai carnet, că conduci cu un adult care are carnet, că ai L-plate-uri. Nu contează, dacă ești la vârsta la care se poate face lucrul ăsta, conduci, pentru că probabil mașinile sunt mult mai convenabile și marea majoritate a oamenilor stau în zone rurale și atunci ca să ajungi în anumite locuri îți cam trebuie mașină și mașinile sunt destul de ok ca preț, adică dacă tu ai 17-18 ani și părinții vor să-ți iau o mașină, găsești mașini și pe la vreo 500-600 de lire, deci nu e rău. Numărul 5. Aici am observat că, spre deosebire de România, nu au păduri. La noi, dacă te duci în munte, dacă te duci undeva într-o zonă rurală, vrei să faci un picnic, găsești, dom'le, noi avem păduri frumoase, păduri cu pomi, nați, dej, animale, vegetație. Poți să te duci să vizitezi, să le vizitezi. Ceea ce numesc ei păduri sunt trei copaci aruncați pe o margine de drum. Știu de mică, atunci când mă duceam cu părinții și ziceam că mă duc la pădure, erau locuri de văzut animale, de explorat. Aici nu poți să spui, dom'le, mă duc la pădure. Nu, că și alea care sunt, sunt cu foarte multe regulații, trebuie să parchezi într-un anumit loc, e deschis de la o anumită oră până la o anumită oră, dar nu există mult mai multă libertate din punctul ăsta de vedere. Numărul 6. Aici sistemul de sănătate este gratis și a fost gratis și pentru mine în momentul în care am venit, deci nu este gratis numai pentru cetățenii Mării Britanii, este gratis pentru toată lumea.
Și așa că vie, ești frumos, ai o problemă, îți faci o programare la doctor, dacă ești norocos și nu mori între timp, ajungi la programarea respectivă, îți dă o rețetă, te duci la farmacie și ți-ai luat medicamentul respectiv. Singurul lucru care nu este gratis și la care trebuie să plătești este dentistul, pentru că dentistul este băgat în zona de cosmetică. De ce cosmetică? Nu știu, că eu n-am ales să am carii, nu am ales să mi se umple măseaua, nu am ales să trebuiască să îmi pun plombe și să-mi fac injecții în gură și așa mai departe. Nu mă întrebați de ce. În orice caz, dacă nu te duci la privat, spre exemplu la dentist, eu când am avut o problemă cu dintre ăștia, trebuie să mă duc la plombă, plătești pentru plombă, dar nu plătești pentru mâna de lucru. Numărul 7. Ei sunt destul de mândri, destul de bucuroși cu privire la mâncarea lor tradițională. Și pe mine lucrul ăsta mă face să râd, pentru că eu din fericire și cu mândrie spun, vin dintr-o țară care are o gamă atât de variată de mâncăruri tradiționale, încât în momentul în care englezul vine la mine și îmi spune: a, astăzi să mâncăm Sunday dinner. Sunday dinner, cina de duminică, înseamnă burcan, înseamnă mazăre, înseamnă niște pâinici așa făcute la cuptor, niște morcovi tăiați și, mă rog, alte legume pe margine. Și la desert un lemon tart, deci o prăjitură de lămâie sau o plăcintă tradițională de la ei. Și în momentul în care tu vii și îmi spui mie cu mândrie că asta e mâncarea ta tradițională pe care tu o mănânci odată pe săptămână, așa ca tradiție, păi pe mine mâncăm un florosul, pentru că noi avem sarmale, noi avem cozonaci, noi avem brânză, noi avem cârnați, noi avem 100.000 de feluri de salam, noi avem 100.000 de feluri de șuncă, multe feluri de pâine, multe feluri de desert. Nici nu o să-mi pierd acum timpul să enumăr toate bunătățile pe care le avem noi în România, dar oricum nu se compară cu ceea ce au ei aici. Și ceea ce mai au fish and chips. Tradiționalul fish and chips înseamnă un pește prăjit pane cu cartofi prăjiți cu oțet sau cu lămâie. Numărul 8. Aici, spre deosebire de România, pot să spun cu foarte mare încredere că autoritățile într-adevăr își fac treaba. Asta însemnând că dacă tu te duci frumușel până în oraș și mergi acolo cu 20 de mile la oră, ușurel, oprești la un stop și ăl din spate intră în tine și te bușește un pic așa, o zgârietură sau o caroserie ruptă sau eu mai știu ce, nimic grav, ceva minor, poți să fii sigur că vor veni cel puțin două mașini de poliție la tine în timp. Pe mine mă amuză foarte, foarte tare treaba asta, pentru că cel puțin în orășel aici se vede clar că poliția e plictisită, frate. Poliția, adică ei fac dinți în țara măsari, ei fac mare caz de la lucruri minore, pentru că de obicei, din fericire, nu mă înțelegeți greșit, nu se întâmplă nimic. Dacă a căzut, nu știu, un biciclist în șan, iarăși trei mașini de poliție. Țin minte, odată m-am dus la supermarket și când am ieșit, am văzut așa în distanță trei mașini de poliție și o salvare. E, și trec eu frumușel pe lângă și îl văd pe unul pe marginea drumului cu o mașină un pic turtită în față, nici măcar airbag-ul nu era declanșat. La numărul 9 o să vă vorbesc încă o dată despre cozi, dar în ce sens? Dacă te duci la bancă sau la oficiile poștale, spre exemplu, indiferent dacă sunt mai multe ghișee sau nu, există o singură coadă. În momentul în care un ghișeu se eliberează, există un roboțel care anunță numărul respectiv, deci fiecare ghișeu are cât un număr. Și roboțelul respectiv anunță că ghișeul cu numărul 3, spre exemplu, s-a eliberat. Și atunci cine urmează la rând se duce frumos acolo. Dar, în principiu, există doar o singură coadă, indiferent cât de multe ghișee sunt. Și acum, la numărul 10, probabil cea mai importantă diferență sunt banii. Aici, salariul minim pe economie este în jur de 1230 de lire. Iar prețurile sunt la fel. Deci prețurile nu cresc în timp ce salariul rămâne la același nivel. Deci, în concluzie, imaginați-vă voi că lucrați pentru un salariu minim pe economie de 7.000 de lei, pentru că asta ar fi echivalentul. Vă mulțumesc frumos că ați stat alături de mine, sper că v-a plăcut acest filmuleț și că l-ați găsit cât de cât informativ. Dacă mai vreți să vedeți filmulețe de genul ăsta, dați un subscribe și dați un click pe clopoțel ca să fiți notificați în momentul în care postez ceva și ne vedem cu drag săptămâna viitoare. Pa!